Bună ziua, dragi reprezentanți ai presiei. În mod tradițional, la început de sesiune parlamentară, avem o ședință de organizare între Guvern și Parlament și, în mod tradițional, discutăm realizările perioada anterioară, precum și noile acțiuni sau priorități pentru perioada ce urmează, mai ales luând în considerare că anul 2018 este și un an electoral, iar sesiunea de primăvară-vară este ultima sesiune care poate fi foarte eficientă și productivă. Astfel de ședințe și-au arătat eficiența și vedem roadele astfel de ședințe, deoarece reușim foarte bine să sincronizăm agendele, acțiunile, să știm foarte bine care sunt prioritățile guvernului, inclusiv pe ministerie. Astăzi am avut ocazia să discutăm și asta presupune că și în Parlament vom fi mai bine pregătiți și vom reuși cu suportul politic necesar, dar și cu expertiza pe alocuri unde este necesară să reușim să implementăm acele acțiuni pe care și le propune guvernul. Multe au fost realizate pe parcursul anului trecut și în sesiunea precedentă, începând de la reforma guvernului, reforma regulatorii în domeniul afacerilor, reforma pensiilor, proiecte sociale, precum proiectul Prima Casă sau tichetele de masă. Toate acestea, bineînțeles, unde mai urmează să fie continuate ca perfecționare, iar pe alocuri chiar cu evaluarea implementării acestora, în așa fel încât să vedem că ele ajung și țintesc cu adevărat nevoile cetățenilor. Este un an dificil electoral din punct de vedere a dezbaterilor politice, dar noi vom reuși, cred, domnul prim-ministru, în așa fel încât să ne detașăm de lupta și concurența electorală și atât guvernul cât și Parlamentul să acorde suportul necesar pentru a implementa cele mai bune practici, cele mai bune legislații și cele mai bune acțiuni pentru cetățenii Republicii Moldova. Am avut o discuție ca niciodată foarte bogată în informații. Fiecare minister a venit cu prioritățile sale, la fel și Parlamentul prin comisiile permanente și președinții comisiilor au reușit astăzi să transmită informații colegilor din guvern privind prioritățile care sunt văzute și în comisii și modalitatea în care se va lucra. Rămânem în continuare mulțumiți și am vrea să apreciem buna colaborare care există între guvern și Parlament, fiindcă această bună colaborare deja produce și efecte bune în tot ceea ce ne-am propus noi anul trecut. Majoritatea au fost realizate, mici restanțe, poate mai puțin semnificative, dar rezultate foarte bune, inclusiv creștere economică, inclusiv creștere socială,